În acest nou tutorial vă voi prezenta câteva noutăți introduse începând cu luna octombrie în platforma SmartCash Retail Management System. Și le voi prezenta pe rând în ordinea în care sunt descrise și în fișierul Release Notes, pe care vă invit pe toți să-l citiți pentru mai multe detalii. O serie întreagă de clienți ne-au solicitat ca în cazul etichetării de cântar, după cum bine știți, în ultima perioadă se fac o serie întreagă de controle în toată țara, în special în magazinele care comercializează produse perisabile de tipul mezelurilor, cărnii, lactatelor și așa mai departe. Se fac o serie întreagă de verificări în vederea respectării legislației cu privire la etichetarea produselor care se vând vrac și trebuie etichetate în magazine. Un element extrem de important pentru acest tip de magazine este păstrarea foarte clară a trasabilității mărfurilor și, în special, afișarea pentru consumatorul final a informațiilor legate de data de expirare pentru produsul ambalat și de lot și de data de expirare a lotului din care face parte produsul respectiv. După cum știți, programul SmartCash permite ca în cazul unei operații de recepție de la furnizor, nu e nimic nou aici, aici avem o recepție deja deschisă de demo, să colectați pentru fiecare articol data de expirare, lotul și data lotului dacă aceste informații sunt disponibile. Totuși, de multe ori, culegerea acestor informații pe flux, fără un sistem automatizat sau pentru clienții care culeg recepțiile manual și nu folosesc un import din surse de date care să le faciliteze ușureze preluarea integrală a informațiilor legate de fiecare produs, de multe ori aceste câmpuri rămân necompletate. Pentru a le ușura însă etichetarea produselor, am introdus această nouă funcționalitate și la nivelul editorului de termene de valabilitate. Și lucrurile sunt practic destul de simple. Dacă până acum termenele de expirare puteau fi doar afișate și activate pentru cântarele cu etichetare, acum există acest selector care vă permite adăugarea de termene de valabilitate și de expirare și de asemenea de loturi, cu tot cu descrierea lor, dacă este nevoie, pentru orice, în număr nelimitat pentru un anumit articol. Și ulterior adăugărilor, să spunem că selectăm data de expirare, o cantitate pe care o avem în stoc și să spunem că e lotul AH456 care a fost produs în urmă cu o săptămână. Toate aceste informații pot fi acum salvate, stocate pentru fiecare articol în parte și, desigur, termenul respectiv poate fi activat pentru cântarele cu etichetare din acest moment, după reprogramare, cântarele vor afișa noul termen de expirare. Deci, cu această funcționalitate, cred că am reușit să acoperim toate solicitările noastre în legătură cu flexibilitatea în ceea ce privește etichetarea produselor la cântarele cu etichetare. În continuare, este de menționat faptul că în cadrul componentei mai largi a platformei noastre denumite SmartCash Everywhere, componentul care permite integrarea magazinelor SmartCash RMS cu orice alt tip de aplicație sau cu orice alt tip de program, să spunem, extern, am lucrat destul de mult la integrarea mai strânsă a interfeței de utilizare a programului cu această componentă software. În cadrul acestui efort, o să observați că la importul, aceia dintre noastre care folosesc interfețe sau integrări cu soluții ERP, de exemplu, de depozit sau de distribuție, cum este Senior ERP sau MagoNet de la Zucchetti, desigur, cum este și Transart, ERP, SAP sau alte platforme mai mari pe care, sau mai mici pe care, cu care suntem integrați. În cazul acestor tipuri de implementări, în general,
Livrările se fac din depozitul central către magazine, folosind interfața Smart Cash Everywhere, prin intermediul căreia avizele de livrare sau chiar și facturile, acum mai nou se pot face, pot fi transmise către magazine. Până acum, operația de preluare se făcea din meniul acestor avize, dintr-un meniu separat, folosind de fapt pluginul nostru de import pentru aceste informații. Odată cu versiunea acestei luni, recepția de la magazine din rețea trece prin aceeași structură atât pentru magazinele cu plate în propria rețea, cât și pentru cele care sunt integrate prin platforma Smart Cash Everywhere. În acest moment eu nu am niciun aviz, dar în lista de în așteptare de la Smart Cash Everywhere, asta am vrut să spun, dar în lista de așteptare de transferul de marfă, iată aici am niște transferuri care provin de la magazinul 2 din propria rețea, se vor adăuga în cazul în care există și transferurile care provin de pe interfața Smart Cash Everywhere, indiferent de sursa lor de proveniență, atâta vreme cât ele sunt livrate pentru magazine din rețea. Și sigur, exact în același mod ca și când aș deschide un transfer de la un alt magazin, ele sunt deschise integrat automat în interiorul recepției de la magazin din rețea și după aceea procesul continuă fără nicio modificare. De asemenea, aceeași operație a fost introdusă și în cazul recepțiilor de la terți. O să observați și aici că există posibilitatea la deschiderea unei noi recepții să efectuați operațiunea de... Haideți să ștergem, nu, să ștergem această recepție, să deschidem una nouă. Să observați că la orice deschidere de recepție de la furnizor, pentru un furnizor care există în lista de, hai să zicem, în ce avem pe aici, un furnizor care are posibilitatea, este configurat din opțiunile programului ca având integrare prin platforma Smart Cash Everywhere, beneficiază de acest buton import livrare. Sigur, aici nu avem decât parțial configurat totul. Vă permite afișarea listei de facturi în așteptare de la acest furnizor, astfel încât să le puteți prelua automat în sistemul dumneavoastră. La capitolul integrare Smart Cash Everywhere ar trebui să mai spunem și că platforma Smart Cash Everywhere a suferit modificări în sensul adăugării de noi funcționalități. O să observați o nouă interfață de testare, în primul rând, mult mai simplificată, mai ușor de folosit, cu mai puține informații redundante pe ecran, în care sunt afișate toate metodele. Asta este serverul public pe care toți dezvoltatorii îl folosesc pentru testarea interfețelor până când la conectarea se face live. Iată, un apel permite răspunsul respectiv, la fel cum toate celelalte au fost actualizate. Este un, să zicem așa, un facelift, o simplificare și o ușurare a utilizării acestei aplicații de test online atașată serviciului Smart Cash Everywhere. Sigur, mai sunt și alte noutăți interesante. Haideți să revenim acum, dacă am terminat cu secțiunea de integrare, din nou la aplicația Smart Cash Shop, unde o să găsiți o noutate interesantă care ne-a fost cerută de clienții noștri care folosesc vânzarea cu ridicata și oferă gift card-uri sau card-uri cadou, cupoane de fapt de tip cadou clienților sub formă de reducere. În cazul unei vânzări cu ridicata, acest tip de operație se făcea prin adăugare de discount. Discount la care, nu-i așa, aici se scria cupon reducere și, să zicem așa, se făcea o reducere, să spunem, valorică de 100 de lei. Noua legislație aprobată de curând a introdus ca pentru aceste, a permis ca pentru aceste tipuri de articole să fie scutite de TVA, lucru care anterior nu putea fi implementat pentru că toate primeau TVA-ul automat al produselor, adică TVA-ul de 20% care era TVA-ul importat. Acum este posibil ca prin acest selector, în cazul în care este un articol care este supus unei legislații care permite o reducere de cotă de TVA pentru acest tip de
discount sau pentru acest tip de cupon, cum este cazul cupoanelor de reducere, da, să puteți introduce cu TVA 0 reducerea pe vânzările cu ridicata. Cam atât în acest tutorial, o să continuăm în serie cu alte tutoriale care vor prezenta și alte noutăți introduse de-a lungul lunilor octombrie și noiembrie în platforma Smart Cash RMS. Vă mulțumesc!